Gabi Luncă a murit, informează Antena 3. Îndrăgita artistă era infectată cu noul coronavirus. Gabi Luncă fusese diagnosticată cu COVID-19 în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, iar starea ei nu era tocmai una bună. Din păcate, în această noapte, Gabi Luncă a murit. Artista, în vârstă de 81 de ani, era internată la Spitalul Județean Ilfov, la secția ATI. Gabi Luncă respira cu ajutorul unui plămân artificial la care era conectată de mai multe zile. Fiica cea mică a cântăreței spusese recent că nu mai era nimic de făcut în cazul mamei sale, că s-a făcut tot ceea ce se putea din punct de vedere medical și omenește. Le rămăsese doar credința. Din păcate, Gabi Luncă a murit. Gabi Luncă era una dintre cele mai renumite cântărețe de muzică populară și lăutărească din România. Cu o voce de argint și cu vibraturile dulci, a cucerit publicul din țară și de peste hotare timp de peste jumătate de secol. Din 1992 cânta doar muzică religioasă. Aceasta era considerată Marea Doamnă a muzicii lăutărești. Gabi Luncă a murit după ce și Cornelia Catanga, dar și Nelu Ploieșteanu au decedat din cauza noului coronavirus.